Bușteanul acesta este căzut de mai mult timp, are cel puțin un an și jumătate de când este aici. Însă ceea ce m-a făcut să mă opresc și să filmez este acea grămadă de lemne care se vede acum pe gheață și care nu era aici acum ceva timp, pentru că aici am mai fotografiat și am mai filmat locul. Și încerc să înțeleg dacă acea grămadă este făcută de om sau de vreun animal care trăiește în preajma apei. Nu știu dacă în această zonă sunt trăiesc acele animale care trăiesc sub apă. Castor, nu cred, dar ar putea fi totuși o grămadă de lemne făcută de mâna omului. Curiozitatea m-a îndemnat să filmez acest lucru și am să verific dacă în această zonă trăiește vreun animal care ar putea să-și facă adăpostul sub apă, sub grămada de crengi.